Potrivit ACTS Suceava, funcționarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă va fi întreruptă în anumite intervale de timp, în funcție de situația tehnică a lucrărilor programate, în perioada 31 august-2 septembrie 2018. Va fi afectată zona străzii Cernăuți, de la sensul giratoriu situat în intersecția străzii Traian Vuia cu strada Ștrandului până la podul de peste râul Suceava, precum și până la limita administrativă cu comuna Șcheia. Reluarea furnizării apei reci se va face pe 2 septembrie ora 18, estimează ACET. Pe de altă parte, Termonet SRL, operatorul serviciilor de transport, distribuție și furnizarea energiei termice în municipiul Suceava, a informat că în perioada 3-7 septembrie va proceda la sistarea furnizării apei calde în municipiul Reședința de Județ. Măsura va fi luată în vederea efectuării lucrărilor de revizii, mentenanță și reparații anuale programate, acțiuni menite să pregătească desfășurarea în condiții optime a furnizării de agent termic pentru iarna viitoare.